Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este Marian Mursea. Este, așa cum spuneam la începutul emisiunii noastre, este un tânăr de 18 ani care a trăit cât un om matur, slavă Domnului. Viața l-a încercat, însă i-a și oferit foarte multe lucruri bune și frumoase, motiv pentru care avem posibilitatea să discutăm în această seară atât de frumos, așa cum ați văzut în prima parte a emisiunii. Marian, 18 ani împliniți în urmă cu o lună, spune-mi cum s-a petrecut partea cu școala la tine, cum a fost? Ai la tine în localitate, ai făcut gimnaziul, da, până în clasa 8? Da, am făcut școala generală cu clasele 1-8 la mine în comună, după care în perioada aceea, când am terminat clasa 8-a și am dorit să dau admiterea la liceu, din nefericire pe ceea ce doream eu să, pe profilul care vreau să intru, nu s-a putut. Ce ai fi vrut să faci? Păi am vrut să fac în prim plan școala de cântăreți bisericești și în perioada aceea n-au scos admiterea și am rămas pe ideea că intru la o școală profesională și să mă transfer ulterior, dar nici al doilea an n-a fost și abia la al treilea an au scos admiterea și am zis că nu mai are rost, deja a mai rămas un an și am continuat și am terminat pe profilul de hairstylist. Am terminat școala, iar acum, bineînțeles că am împlinit 18 ani, mă ocup să îmi găsesc un job, un ceva de bază, pe lângă să ai o meserie din care să-ți câștigi veniturile pentru un trai decent, pentru că așa este normal. Chiar cu această ocazie putem să facem un apel la buzoienii care ne privesc, doamnelor și domnilor. Pe Marian l-ați putut vedea în această seară în studioul Campus TV, ați văzut cât de frumos a crescut și cât de educat și de deschis este. Dacă aveți un loc de muncă pentru el, puteți lua legătura fie cu noi la redacție, fie cu Marian pe pagina sa de Facebook, pentru că și acolo răspunde destul de repede. Și acum să ne întoarcem din nou la povestea ta de cântat, de artist. Cum îmi povesteai că ai început să cânți la biserică? Cum ai prins curaj să cânți totuși? Că nu e ușor. Da, asta așa este. Mi-a fost greu la început. Nu aveam pe nimeni să mă sfătuiască sau... Cântai prin curte? Cântam prin curte, cântam la biserică. Cântam, eram cel mai bun din clasă, bine, acum colegii mei cred că o să mă înjure puțin, dar ăsta e adevărul, eram cel mai bun la muzică din clasă și bineînțeles că nu gândeam eu vreodată că ajung să devin artist la scenă deschisă, nici n-aveam. Dar după ce a murit bunica mea, m-am regăsit în această meserie frumoasă, pentru că... Așa cum știm, muzica populară este trăirile țăranului român, descrierea veche. Și, într-adevăr, este o meserie în care îți poți spune oful de pe suflet. Și bucuria și necazul. Exact, exact. Toate se pot redacta. Și în felul ăsta mi-ai răspuns și la întrebarea pe care vreau să-ți o adresez, de ce muzică populară? Tocmai mi-ai răspuns la exact, această întrebare. Da. Nu că aș avea ceva cu celelalte genuri muzicale sau nu, că le adaptez orice gen muzical, bine, mai puțin manelele, nu sunt genul. E un gen frumos și acela, nu contest acest lucru, dar... Nu m-am regăsit decât în muzica populară, pentru că acolo îți poți exprima orice trăire față de celelalte genuri muzicale. Care sunt melodiile tale de suflet, care crezi tu că se așează așa cel mai frumos pe vocea și pe inima ta? Da, bineînțeles, așa cum ați văzut de la ultimul eveniment la care ne-am întâlnit, am dorit să intru cu piesa de mamă. În general, mă regăsesc în piesele de mamă, de părinți. Nu ți-e greu să le cânți, având în vedere povestea ta de viață?
Da, mi-este greu, dar îmi povestesc viața în aceste melodii. Fie de familie, fie de părinți, de sat, îmi povestesc trăirile. Te-ai gândit vreodată să-ți faci propriile texte? Da, bineînțeles, am texte lucrate. Momentan lucrez la melodii. Bineînțeles, v-am spus, am avut o problemă la un moment dat din cauza timpului, n-am avut instrumentiști liberi cu care să colaborez, dar în curând, de ce nu, voi veni chiar în platou cu o lansare de album de. Cu mare drag, te așteptăm cu brațele deschise. Vorbeai de piesele de familie, piesele de mamă, însă tu ești și un patriot înflăcărat. Da, așa este. Îmi iubesc țara și îmi iubesc locul natal în care m-am născut. Chiar am foarte multe amintiri haioase, chiar de când am intrat la liceu. Am zis să nu fac naveta de la țară, că na, e greu totuși. Am zis să stau într-un internat la liceu. Și da, am reușit să stau 3 luni. Foarte greu m-am chinuit să stau cele 3 luni, pentru că eram foarte atașat de comuna mea, nu vă vine să credeți. Ba da. După 2 zile, după ce ajungeam în internat, vroiam acasă. Plus că mai luam legătura cu doamna care avea grijă de casă și eu aveam un cățel pe care îl iubeam foarte mult. Și îmi spunea că sufera foarte mult și cățelul după mine. Și da, mi-a fost foarte greu, n-am stat decât 3 luni, după care am optat să fac naveta. Bine, mi-a fost foarte greu, aveam zile în care ajungeam seara la, adică zile, cam ăsta era programul. Mă trezeam la 4 dimineață, că avem primul autobuz la 5, și mă întorceam seara la 20-30 și până mă pregăteam de somn și asta, se făcea 12-1 noaptea. Și dimineața la ora 4 mă trezeam iarăși. A Din fost nou pe drum. exact, a fost o perioadă grea aceasta cu școala, dar mi-am dorit să ajung cineva și m-am luptat. Și până la urmă s-a terminat și cu școala. Și iată că ușor, ușor ajungi să fii cineva. Din copilul intrat, că așa a vrut soarta în lumina reflectoarelor, ai rămas în lumina reflectoarelor, dar datorită muncii tale. Studiezi muzica, ai studiat, eu știu, teorie muzicală și așa mai departe? Da, am făcut cursuri de canto popular, atitudine scenică. Am făcut, chiar 3 ani am făcut. Am avut diferiți profesori de muzică, printre care și pe doamna Botea, buzoianca noastră, care și dânsa de fiecare dată este parteneră acestui eveniment caritabil. Corect. De Chiar a. data aceasta n-a putut ajunge pentru că era plecată, însă și-a trimis copiii. Da? E o inimă mare, este soția unui preot cu o inimă la fel de mare și e normal. Exact, așa este și chiar și anul trecut am fost în acest proiect în ediția a patra am fost, dar atunci făceam parte din grupul Cetina. Acum am și zis, am făcut chiar o mică glumă, mai așa am zis, păi, zic, acum nu se mai poate. Eu eram cel mai bătrân de acolo, am zis, eu sunt măgarul dintre oi, că toată lumea a început să râdă. Da, ăsta era adevărul. Și ușor, ușor m-am retras din grupul Cetina, cu toate că îmi doresc, încă am sufletul ăla de copil și îmi place să fiu înconjurat de cei mai mici, dar vă dați seama că nu se mai putea. Le cântăm telespectatorilor o strofă dintr-o piesă de-a ta, așa, aici, la masa studioului. Ce zici? Crezi că poți? Cred că da, de ce Ia, nu? hai să încercăm. La ce te gândești? Bineînțeles că mă gândeam la o piesă de mamă sau la o piesă de sat. Ce vrei tu? Ce vrei tu? Alege tu și vreau să te audă și telespectatorii noștri, pentru că eu te-am auzit. Din păcate, în această seară nu este posibil să putem reda piesele lui Marian Ursea, dar asta nu face decât să ne ofere ocazia data viitoare să-l avem aici și să putem să ne bucurăm de foarte multe piese cântate de el. Te rog! Da, o să interpretez măcar o strofă din melodia
măicuță cu părul alb sau, bine, am foarte multe variante la piesele de mamă, am foarte multe piese de mamă, dar acum mă gândeam să o cânt pe Măicuța ai cântec și iubire, pe care am vrut să o cânt în spectacolul caritabil. Te rog! În satul de la Sângerei ne așteaptă mama pe toți trei, mama. Și astăzi dacă ar putea, de la toți griji le-ar lua, mama. Măicuța-i cântec și iubire, dragoste până nemurire, icoana sfântă la care întruna, cu dor mă plec și sărut mâna. Bineînțeles că mi-este foarte, foarte greu în aceste momente. Am venit nepregătit, cum să spunem, din punct de vedere al sănătății. În ultima perioadă, chiar după ce am plecat de la evenimentul respectiv, am tras un curent foarte puternic. Și ai răcit foarte tare. M-am răcit, dar curzile mele vocale în perioada asta au făcut o pauză. Și, da. Nu-i nimic. Sunt sigură că telespectatorilor le-a plăcut ce au auzit. Mă recuperez și acum de sărbători mai sunt programe, spectacole și vom reveni în forță, așa cum se spune. De altfel, tu primești frecvent invitații de a participa la tot felul de evenimente și asta nu este decât o dovadă a faptului că oamenilor le place să te asculte și implicit le place prestația și vocea ta. Am primit un mesaj foarte frumos care spune așa: felicitări, cu mare admirație și respect pentru acest tânăr pe care Dumnezeu și Maica Domnului l-au binecuvântat, iar oameni ca domnul Becali să se alăture cum numai dânsul poate să ajute, semnează familia Mihai. Mulțumim pentru mesajul extraordinar de frumos. Mărturisesc, doamnelor și domnilor, îți mărturisesc și ție, Marian, că am făcut tot ce mi-a stat în putință să încerc să-ți fac o surpriză în această seară. Am vrut să încerc să-ți fac legătura telefonică cu domnul Becali. Din păcate nu am reușit, însă sunt convinsă că data viitoare, eu știu, cu o pregătire, cu câteva zile înainte, o să reușesc să luăm legătura și să îi spun cât de frumos te văd eu că ai crescut și ce tânăr destoinic ai ajuns. Pentru următoarea perioadă vorbeam de faptul că îți cauți un loc de muncă, sunt sigură că îl vei și găsi foarte repede. Pentru următoarea perioadă, ce ți-ai propus, ce proiecte ai? Păi, în următoarea perioadă, bineînțeles, sunt sărbătorile, acum toată lumea e în vacanță, bineînțeles că voi petrece și eu sărbătorile ca tot omul. În 2019 am câteva planuri, cea de obținerea permisului, că deja am ajuns la vârsta. Felicitări! Mulțumesc! Am programare chiar pe data de 3 ianuarie, imediat, acum după sărbători. Bineînțeles, și muzică am planuri, să v-am spus, nu cred că este posibil, pentru că acum sunt cele mai multe evenimente în perioada sărbătorilor și orchestra sau, mă rog, formația participă la foarte multe evenimente și nu e timp și rămâne pentru începutul anului 2019 să scot piesele pe care le-am lucrat și sunt foarte, foarte multe planuri de renovare a casei, pentru că trebuie să mai fac câteva renovări în ceea ce privește să zic, stilizarea casei, mai prescurt, că na, acum am rămas acolo de bază. Ai rămas stâlpul casei, stâlpul și trebuie casei, să te îngrijești, da, de toate așa cele. Este, da. Și da, sunt foarte multe proiecte care mi le-am propus în 2019. Să dea Dumnezeu să-ți iasă și te rog din toată inima mea, din partea noastră a campusului, să primești felicitările și bucuria asta de a te vedea cât de frumos ai crescut. Sunt convinsă că și telespectatorii care ne privesc au aceeași părere.
Așadar, te felicit, îți doresc mult succes în ceea ce ți-ai propus și sunt sigură că toate lucrurile astea se vor așeza la fel de frumos ca și până acum în viața ta. Felicitări! Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc și pentru invitație și vă mulțumesc pentru încurajările, pentru cuvintele minunate, nu numai în cadrul emisiunii, ci și din discuțiile pe care le-am avut. Da, mă bucur enorm de mult să văd că am așa oameni minunați în jurul meu care mă încurajează, care mă felicită. Bine, cu felicitatul în ultima perioadă sunt chiar din ce în ce mai mult felicitat. Mă bucură lucrul ăsta pentru că nu-mi dă decât o dovadă că munca mi este apreciată, mai ales în ceea ce privește muzica de peste tot. Am găsit chiar filmulețe pe pagina de socializare, acolo pe unde mergeam pe la evenimente, filmate de alți oameni care pe timpul filmării mă felicitau și se bucurau de prezența mea în fața lor și eu le mulțumesc. N-am decât să mă plec în fața lor și promit solemn că în activitatea artistică nu voi face decât să aduc melodii noi, să păstrez valoarea folclorului românesc și să nu dezamăgesc pe nimeni, bineînțeles. Sunt convinsă că nu o vei face. Cât privește, eu știu, dezvoltarea ta ulterioară ca artist, mi-aș dori tare mult să devii un obișnuit al studioului Campus TV, să prezentăm telespectatorilor noștri ce mai faci, ce mai scoți nou și așa mai departe și să le dăm posibilitatea să te urmărească. Cu mare drag voi fi prezent aici de fiecare dată când voi scoate o melodie nouă și bine, nu numai la astfel de evenimente, voi veni cu mare drag Eu sunt de convinsă fiecare că am dată. să te mai întâlnesc și chiar am mare convingere că am să te mai întâlnesc și în acțiuni caritabile și în locuri în care oamenii au nevoie de ajutor. Sunt ferm convinsă de acest lucru. Exact, așa este și chiar apropo de planurile pe care le aveam în 2019, apropo de caritate, chiar mi-am propus să intru într-o asociație de voluntariat, într-o asociație caritabilă. Deja am vorbit, așteptăm când s-or începe lucrările și demersurile să fac parte dintr-o asociație de De ajutorare. non-profit, da. Felicitări! Doamnelor și domnilor, l-am avut în studioul Campus TV pe Marian Ursea, cu mare bucurie. Punem însă punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, o seară minunată. Vă doresc la revedere!